Bună seara, stimați bună seara, stimați telespectatori. A mai trecut o săptămână de vară, pentru că încă suntem în anotimpul verii. A plouat, deci sunt și condiții mai normale de trai, chiar dacă s-au rupt câțiva copaci, o să crească din nou. Bine că noi cu victime. Și viața merge mai departe. Astăzi am ca invitat pe inginerul Doru Scripcaru, președinte UGIR, și să încerc cu domnia sa să discutăm, culmea, despre bunăstare fără educație și dezvoltare. E un paradox. Ca să ai bunăstare, trebuie să ai muncă. Ca să ai muncă, trebuie să ai forța de muncă și obiectul muncii. Plus capitalul. Pentru că dacă ai numai materia primă și forța de muncă, fără utilajul cu care să te ajute, nu faci nimic. Mai departe, degeaba le ai dacă forța de muncă e bolnavă. Degeaba le ai dacă forța incapabilă de a munci. Degeaba ai forța de muncă dacă este neștiutoare, incultă. Necalificată. Și necalificată, și munca necalificată e utilă câteodată. În aceste condiții, bunăstare fără educație și dezvoltare nu există. Nu poate nimeni să gândească la așa ceva. Mai sunt țepare. Speră să dea o țeapă, să mai trăiască o lună. Mai sunt hoții. Speră să fure ceva și să vândă și să o mai ducă o săptămână. Ce mai sunt? Mai sunt drogați. Mai speră să primească o doză și să stea 24 de ore sub un pod. Și ori mai fi și alții. Mai sunt unii care au o perioadă de meditație lungă, într-un mediu neprielnic. Și cam atâta. Acum a apărut ca profesie armata. A fi militar, cândva, scria mare acolo, onoare și patrie. Acum, dacă ești mercenar și te aduci în coșciug dintr-o undeva unde te-ai dus să muncești într-o țară străină, pentru o soldă, pentru bani, că nu ești angajat al instituțiilor statului. Și te angajează, te înmormântează cu onoruri militare, vi se pare normal? Eu știu că onorurile militare le merită doar cei care servesc patria. Patria, pământul strămoșesc, poporul român, nu care sunt, își vând ei singuri priceperea de killer pentru bani. Bunăstare fără educație și dezvoltare. Astăzi lumea e divizată. Divizată în sensul că o parte din ea deține controlul, deține puterea, un grup de țări, iar cealaltă parte vine din umbră. A nu face parte dintr-o parte sau alta, înseamnă a fi o pradă ușoară și mâncat foarte repede. Și atunci viața te obligă să ai o umbrelă. Noi ne-am hotărât. Avem o umbrelă. Și de multe ori ne întrebăm, ce treabă avem noi cu un vecin, în afară de faptul că suntem în o umbrelă care este ostilă vecinilor. Și totuși nu putem trăi singuri pe lume. De aici ar rezulta o necesitate de a face niște cheltuieli aparent nesăbuite, pentru că trebuie să faci parte, ori dintr-o parte, ori din alta, dacă nu vrei să te mănânce
cine vrei, crocodilul, baubau sau cine să te mănânce. Cele două lumi sunt într-o luptă continuă. China, a doua putere mondială a lumii, deja a reușit să polarizeze pe toți cei care, o parte din cei care nu aparțin blocului american, ca să spunem așa. Noi suntem sub umbrela, dar costurile sunt imense. Fără aceste costuri, n-avem ce căuta sub umbrela. Umbrela costă. Și nici nu putem trăi mai bine. Soluția este educație, sănătate, dezvoltare, adică muncă și bunăstare. Parțială. Pentru că avem de plătit niște datorii imense. Am depășit jumate din PIB-ul României, noi române, în timp ce o filială a unei bănci străine pe 6 luni a obținut un profit de 2 miliarde de lei. Nu îi dau numele, dar spun cifra. Imaginați-vă, doar o filială a unei bănci străine, vă dați seama cât pierde România prin faptul că a cedat piața de capital. Că doar nu credeți că ne-au luat-o cu forța. Am dat-o noi. E adevărat, ne-au și plătit. Dar 5 bani în loc de 5 milioane de lei. Dacă luăm raportul la profit și la cât ne-a dat pe ele, dacă ne-a dat, că de exemplu alții pe petrol au uitat să dea. S-au luat din buzunarul meu și a pus tot în buzunarul meu. Nu mai intru în amănunte, că e multă vreme de atunci. Și cam în lumea asta trăim. Doru Scăpcaru, se poate bunăstare fără educație și dezvoltare? Nu, a discuta bunăstarea, cum se realizează, ajungem la o construcție a unei societăți normale. Ori nu este cazul nostru. Un președinte ne-a caracterizat. Suntem un stat mafiot. Care președinte? Domnul Băsescu, a spus. Pe el era mafiot. Nu știu. Deci în clipa în care e la cel mai înalt nivel, la cel mai înalt standard și decizie... Pe el transformase statul în... De acord. Dar el l-a recunoscut. Deci eu am format un stat mafiot. Asta a vrut să spună. În ultimul stat. Asta a vrut să spună. Cred. Da. Într-o discuție... Și l-a pus cineva sau de capul lui a făcut-o? L-a pus. În clipa în care au avut acest curaj serviciile secrete și au dat dosarul cu Petrov, angajat a unor firme străine și au lucrat pentru unii și pentru alții, în clipa aia a fost foarte, foarte clar că el este... Deci să spunem publicului un adevăr? Că serviciile noastre secrete erau printre cele mai performante din lume? În primele trei erau. În primele trei. Alături de Mossad... mai mult. Eu am vrut spun puțin. Nu. Alături de Mossad, FBI, CIA, eram noi. Iar mai știi, actualul președinte... Mai este serviciile secrete rusești ale armatei. Da. Care sunt deosebite. Da. Și revenind, actualul nostru președinte, domnul Iohannis, a spus, suntem un stat eșuat. Păi, în aceste condiții nici nu se pune problema ca noi, ca popor, ca nație, să ne îndreptăm către o bunăstare. Cu un stat mafiot și un stat eșuat, înseamnă că... Dar nu putem continua așa. Nu. Deci în primele zile ale democrației s-a votat, printre alte, o lege prin care se recunoaște că viitorul nostru este corporatist. Deci, dintr-o dată, prin acea lege, parcă pe undeva spune, dom'le, nu mai vreau să fiu suveran. Gândiți-vă foarte, foarte, foarte bine ce înseamnă BRICS. Țări care sunt suverane. Ce înseamnă restul? Țări care vor globalizare. Ce înseamnă...
cea mai delicată... Și spui că poporul nostru ar vrea suveranism, nu? Obligator. Sau corporatist. Nu, nu. Obligator. Adică suveran atâta timp cât ai o familie, ai o religie, ai o țară, ai obiceiurile tale, ai tradițiile tale, nu poți decât... Ai un drum așezat în viață. Nu dorești decât să păstrezi și să îmbogățești în acest context. Dar vreau să vă spun un lucru. Treaba este foarte delicată. Gândiți-vă că structura actuală UE nu mai corespunde. Nu mai corespunde. A să vedeți mișcări... Dar nu corespunde la început? Pentru că ea nu-i pe drumul ei care l-a vrut Uniunea Europeană pe președinția portugheză când s-a votat, când s-a respins Constituția Uniunii Europene. Grupul de țări forțează acest drum care nu e în legitimitate, dacă te interesează. Da, este perfect ce spuneți dumneavoastră. Și fac iarăși trimitere. În 41, manifestul de la Ventotene spunea clar că se va forma Uniunea Europeană pe principii politice. Adică oamenii aceia... Nu, s-a format pe principii economice. Nu. Atunci când ei analizau, spuneați, domnule, Hitler... Nu, eu spun când s-a format. Da. Acum, după război, după evenimente, după planul Marshall, după tot ce s-a întâmplat, după faptul că din marasmul în care fusese adusă Germania, o renăscut ca putere economică, așa, atunci zice, domnule, putem să-i atragem doar prin forța banului, prin forța economiei. Și atunci și noi... atras? Da, sigur. Noi am văzut un mit. Eu zic că parțial e atras. Deci... Crezi că o să uite un neamț vreodată nu. Din Dresda? Nu. Știi la de ce spun Dresda? Eu am văzut Dresda, au lăsat în centru unde erau cele 3-4 muzei de valoare internațională, au lăsat o parte, o aripă dărâmată și spuneau, am lăsat-o așa ca să vadă ce înseamnă războiul și să vadă prin ce am trecut. Deci este clar, dar vreau să vă spun altceva. Dacă ne uităm acum la ce se întâmplă și fac o comparație și nu pot fi acuzat eu, dar nu am importanță prea mare. În America, conferința democrată a înlăturat principiul democrației. Fiindcă conform principiului democrației, Biden trecuse prin toate etapele în modul cel mai democratic și fusese președinte. Și fusese propus pentru viitor mandat. Deci, automat, nu că vai la congres am luat-o pe vicepreședinte și am făcut-o zeitate și gata. Nu, ea trebuia, dacă era o treabă democrată, făcea acel, n-avea timp poate. Sau poate era altceva. Deci acolo... Dar evident, ce s-a făcut mi se pare ceva normal. Domnul profesor, în viață sunt principii peste care nu se trece. Eu zic că decât să dărâm o țară sau să creezi un cataclism, mai bine calc puțin mai strâm și rezolv problema. Eu vă răspund cu alte argumente. În timpul domniei lui Biden, America, din punct de vedere economic, a căzut. Și atunci, dacă ai acel bun simț față de țară, recunoști și atunci că mai era Biden sau nu era Biden, dădeai voie altora. Te rog frumos, o secundă. Am văzut congresul PSD. Dragul meu, democrația dintr-o dată este aceea care votează candidați. Ori, am văzut în acest congres candidatul unic, în fața căruia nimeni nu spune nimic, ca toată lumea laudă ca ai fiind formidabil. Așa se practică acum. Democrația este o știință care nu are... democrația asta. Da? Deci prin... Îmbarci în autobuze, le dai
băutură, da, și imbezi bine, ți-e rușine cu ei acolo, da, da, și te votează. Te votează. Mai mult decât atâta, gândiți-vă o treabă. Poziția lui domnul președinte Ciolacu era, printre altele, premierul României. Și în țara pe care el o condus-o, și o conduce, și poate o va conduce, așa, noi am trecut de la alegerile primarului democratic în două tururi ca să aibă o majoritate. Asta e o greșeală. Păi, aia greșeală și așa, ce facem? La nivelul statului facem o sumă de greșeli? Nu știi, îți văd 2 miliarde dat acum pentru alegerile prezidențiale. Am văzut. Ai văzut? Păi nu-s costuri. Nu mai bine nu mai alegem. Ni costă mai ieftin. Da, tot... Știi ce am vrut să spun mai înainte? Spune-ți, vă rog. Despre economie. Da. S-a recunoscut și toată lumea recunoaște că coloana vertebrală a unei economii sunt întreprinderile mici și mijlocii. Astea mici și mărunte. Ele constituie și baza, și sursa bunăstării, și tot. Și în congresul ăsta care a avut la democrația americană, s-a reîntors din nou. Aveam impresia că m-am întors cu 40 de ani în urmă, în România. Se vorbea de oameni, se schimbase totul. Dispăruse ceea ce spui tu, acele mari concerne. Întrebarea mea este, în mod intenționat, a dispărut, că ele sunt miliardari, sunt în jur de 1000 de miliardari în lume. Erau, i-am dat deoparte puțin pe 1000 de miliardari care le pot da câte un telefon. Bă, eu vorbesc acolo, dar voi sunteți 1000 și ăștia sunt milioane care trebuie să mă voteze. Eu vorbesc despre ei și a vorbit de mici întreprinzători, de clasa muncitoare, chiar de clasa muncitoare, a spus, sau a fost doar ca o manevră electorală? Hai să vedem care e părerea ta. Deci, haideți să vedem direcțiile de acționare a celor mai bogați oameni ai lumii. Se duc către industrie de armament, farma, IT. Deci, păi se duc spre normal, pentru cei mai rentabili. Da. Deci se duc unde au profiturile maxime. Da. Ori, normal, această clasă care conduce prin cei pe care îi pune, aia care îi pune să conducă, președintele Americii, președintele Rusiei, oligarhia care îi pune clasa politică în statele lumii. Aia totuși trebuie să conducă ca să crească, ce spuneai mai tare, bunăstarea acelui popor, bunăstarea acelor oameni. Ori prin tot ce au făcut, nu se vede așa ceva. Și atunci așa înseamnă că este exact ceea ce s-a spus, capitalismul a ajuns într-o formă care este la apogeu și trebuie înlocuită cu o altă formă. Și forma asta este această formă de globalizare, cu cineva care conduce de sus și restul care ascultă. Gândiți-vă că... Deci revenim la Marx și Engels, nu? Obligator asta. Gândiți-vă altceva. Că... Dar stai că tinerii nu știe cine e Marx și Engels. O să înveță până la urmă. Știți cum? De bărbosul ultim, care e cel mai mare criminal al lumii, nu mai vorbim. Criminal de copii. Vreau să vă spun un lucru. Oamenii aceștia de știință au menirea să ne orienteze gândirea într-o anumită direcție. Alți oameni de știință au tot aceeași menire ca să găsească alte formule și să critique. Deci, faptul că a apărut Marx, Engels, a fost o necesitate atunci, fiindcă clasa muncitoare se dezvolta și cineva, dom'le, ce facem cu ăștia? Nu? A venit Lenin care a zis, zice, puterea sovietilor înseamnă electrificare. Energia electrică era de bază. Și așa mai departe. Și acum e la fel. Și așa mai departe. Deci eu niciodată nu am să condamn în mod deosebit acei care dau o prognoză de viitor. Numai că, aici așa este totul, secretul, cum te raportezi la cei mulți? Unde îi pui pe cei mulți? Ții cont de ei?
cauți ca în această evoluție să-i antrenezi sau nu mai te interesează, folosești carne de tun, lasă-i. Nu? Păi, ce este astăzi, nu interesează, îi lași liberi și când ai nevoie de ei ca forță, le impui un lider care are forța respectivă de a deveni lider între ei și dărâmă munții. Eu ca treabă, am citit de toate mai multe, dar nu sunt specialist nici pe departe în domeniul ăsta de dar educație. Nimeni nu e specialist în toate. Sunteți de acord că în tot ce am văzut, în acele familii din Anglia, că și-au bătut copilul și ăia nu știu ce-au făcut. Sunt excepții urâte, care sunt peste tot. Ce spuneau ei toți? Domnule, fiți atenți, îi luați personalitatea, fiți atenți. Ăsta era sloganul. Ori să mă ierte cerul, la 4 ani discut de temperament. După temperament, prin educație, se formează caracterul. Iar în partea finală, societatea îl cizelează și dă personalitate. Deci, noi tot timpul suntem puși în fața unor situații care nu e normală. Deci, dacă, din punct de vedere științific, discut la copil de temperament și de personalitate la o anumită vârstă, după ce ai fost educat, după ce societate te-a implicat... Încă îi curge nasul. Păi, da. Deci, asta înseamnă manipulare. E manipulare, da. Manipulare. Și asta înseamnă dar că... Dar asta e făcută cu știință. Tocmai. Și asta dusă la nivel de politică... Adică, Doru, aici trebuie judecat și altfel. Noi avem o existență multimilionară. Dacotracii au cuprins mai toată Europa, o bună parte. A fost leagănul Europei. Mai bună parte. Așa mi-aș permite din ce am citit. Te găsești, păi, izolați în mai toate țările. Și de-a lungul istoriei, prin tradiție s-a format un mod de educație. Adică, dacă tu ai văzut la bunica ta ceva când erai copil, mai târziu la părinți, ți-ai însușit prin caracteristica omului de a repeta, de a imita ce fac părinții cei mari. Am mers pe același drum și am căutat să cu deosebirea că drumul nu este identic. Nu, tu l-ai perfecționat prin ceea ce adaugi. Efort mai mult. Unul cu mai mult, altul mai puțin. Unul cu talent, altul fără talent. Ei, și dacă noi avem toate lucrurile astea, de ce le distrugem? Păi... Adică toate lucrurile. Avem un sistem care a creat forță de muncă calificată, lume civilizată, 6-7 milioane de români bine educați. Aș vrea să... Și lepre, care... muncesc în... Aș vrea să mă opresc la zilele noastre și să spun un lucru care eu îl consider pe dos, invers, că nu este normal. Să analizăm ce înseamnă salariu minim. Adică mă gândesc că salariul minim care îl dau unui om, eu care sunt antreprenor, mă gândesc că trebuie să-i dau totuși niște bani pentru munca lui necalificată, dar să-i dau niște bani ca el să poată trăi. Adică să poată să mănânce, să se ducă acasă, să se culce, ca a doua zi să vină la lucru și așa mai departe. Asta deci, în socialism. Nu, și capitalismul. Este în capitalism. Eu îi plătesc valoarea muncii lui. O secundă. Nu știu dacă îi ajunge pentru consum sau nu. Și atunci el dacă mâine nu mai vine și poimâine nici ăla... Păi deci se de societatea... Puțin. De societatea, la un moment dat, are un standard față de care spune, domnule, salariul minim cam acesta trebuie să fie. Bun. Deci, salariul minim... Tu vrei minim... să mergi pe teoria de a ajunge la comunism. Nu. Păi acolo. E un nivel de trai atât de bun că toată lumea zic mulțumesc că mă ajunge și trăiesc mai departe. Deci nu poți să ai un om la muncă, să-l folosești chiar necalificat și să spui, fiindcă aici este o tare, cere și ofertă. El întotdeauna va dori mai mulți bani. Domnul director, dar îmi dai 500 de lei pe zi sau nu știu, sau chiar mai mult. Și mă tare îi spui, munca ta și ce faci, nu merită atât. Dar
oricum el se duce acasă cu banii care câștigă și cât de cât familia lui și el trăiește. Indiferent cum, eu aș discuta exact pe tema asta cu oricare mare specialist în economie. De aici apare invers. Păi dacă pe omul acesta l-am plătit cu un salar pe care îl consider că eu am asigurat lui posibilitatea de a veni la lucru, de a, așa, mă gândesc că și din acest salar, el când iese la pensie, va avea o pensie cât de cât să trăiască. De acord. Că nu se mai duce la servici zi de zi. Deci tu vrei socialism, comunism? Nu, dragul meu, treburile astea sunt legate unele de altele. Fiindcă în clipa... Principiul fundamental al pensiilor este contributivitatea. Aia e partea cealaltă. Deci eu încă o dată... Asta e partea capitalistă, da? Nu. Atunci de ce nu mai țin acum cont de contributivitatea și țin cont doar de vechime? Păi nu. Nu. Contributivitatea este un element de esență. Păi este principiul fundamental. N-ar trebui să le amestecăm. Deci, clar, am contribuit, am... Acum s-au amestecat. S-au amestecat când s-au dat niște salarii exagerate, domnul profesor. Când România are atâta datorie să-i pun unui director de regie automată salar regie autonomă 15.000, 30.000 de euro și acea regie să meargă în faliment? De ce să dă? Păi de ce să dă? Pe un consiliu de administrație. Și în consiliul de administrație, care este criteriul? Că la un moment dat... Criteriul sunt să fie slugă politică. Păi și atunci? Și atunci înseamnă... Deci atunci înseamnă că acest sistem care este la ora actuală nu e corect și e putred. Și atunci așa nu putem vorbi de bunăstare. Nu putem vorbi de bunăstare fiindcă nu putem vorbi de educație, nu putem vorbi de învățământ, nu putem vorbi de elementul de bază, de promovare. Deci ori vorbim de economie, de piață, da, și am parte de care, în funcție de rezultatele muncii, îi dau salariu. Ori vorbim de... Noi suntem un stat, nu socialist, un stat în care avem o doctrină socială, în care îi asigur... Dar sunteți convins că suntem stat? Din ce în ce, mai puțin. Și atunci? Da. Bun. Dar conducerea... Ne luptăm acum, se spune că s-au supărat pensionarii. Pe bună dreptate s-au supărat. De ce? De ce umblă, de când apare legea, de ce umblă în urmă? E neconstituțională legea. De ce în toptomie să schimbi un drept câștigat? Că, și asta e drept de proprietate. Pensia e drept de proprietate. De ce mi-o schimb? Dau legea astăzi, 1 septembrie, și de aici, încolo. În viitor acționează. Încolo, da. Restul lasă-i așa și n-am nicio problemă socială. Nu, probleme sociale, stați, haide, să dăm cărțile pe față. Atâta timp cât dacă țineți minte... Dacă omul preferă să stea la crâjmă, să-i dea, primească ajutor social, când noi astăzi încă mai avem 3% șomaj. Cum? Ăsta e plătit? Cum pot eu să plătesc 3% șomaj când am lipsă de forță de muncă? Profesor, cu vreo 10-15 ani în urmă, într-o conjunctură în care viticultorii spuneau vrem niște oameni să culegem strugurii. Am fost în ședința de dialog social și am spus, măi, oameni buni, parlamentari, erau acolo, schimbați ceva. Ce vreți să schimbați? Zic, domnul, dumneavoastră dați 700 de lei, atunci atât era în jur de 700-800 lei, nu era prea mult. Pe zi? Nu, pe lună. Indemnizații pentru ajutor. Pentru... Mai mult. Așa. Și eu am spus, domnilor, modificați, lăsați-le 700 și dați-le voie, fiindcă dacă ești ziler, eu am discutat, dacă ești ziler, îți trece CNP-ul.
și îți dispare. Și dați-le voie... Stai aici, 700, așa e important. Păi, da. Și dați-le voie ca să meargă până la 3.000 de lei. Fiindcă de-abia cu 3.000 de lei s-a apropiat de coșul lui. Și atunci el văzând că mai lucrează și a zis, băi, dar eu pot să lucrez. Și a să se încadreze după aceea în muncă și a să vrei 4.000, 5.000 și scăpați și de 7.000 și aveți și om. Aia zice, domnul, dar de ce așa? Dacă noi le dăm așa, el să stea acasă. Păi asta înseamnă nemuncă, domnul meu. Asta înseamnă nemuncă. Asta înseamnă mai mult decât atât. La în anumite pături. Fac copii, am 5 copii cu 200 sau cât era, 300 de lei, a, gata, am de băut toată luna. Nu? Copilul stă vai de capul lui și el stă în creșmă. Deci, ce vreau să subliniez? Am avut tot timpul, până acum, o clasă politică care nu este românească, care nu dorește bine pentru România asta. E românească, cu naționalitate română, dar nu muncește pentru România. Dar nu pentru România. Și atunci problema este foarte, foarte, foarte delicată, că noi ne trebuie niște oameni care să acționeze așa cum spune Matale. Ești în prag de alegeri. Alegeri foarte importante, parlamentare și președințiale. Timpul trece, ca de obicei, la emisiunea asta. Ce ar trebui să aleagă? Pe cine ar trebui să aleagă? Obligator, după părerea mea. Înțeles părerea ta? Da, după părerea mea. Două variante. Ori la PSD și PNL văd liste cu oameni noi care au făcut ceva, știu ceva, poate să se prezinte. Dom'le, am condus întreprinderea cu tare, am condus să am afacerea mea, nu știu ce, și deci omul ăla știe, o da dovadă că poate. Și atunci așa este o treabă... Nu trebuie să vrea să facă pentru poporul. Nu, nu, deocamdată o știu pentru el. Deci, dacă spune că noua lui atitudine este pentru popor, încă e o treabă bună. Iar dacă nu apar acești oameni noi pe listele lor, să-i votăm pe cei care nu au fost. Nici nu mă mai interesează. Nici nu mă mai interesează. Dar cum să apară că șeful de partid se așează, ca să nu spun pune, primul pe listă? Știți cum? El trebuie să se... Iar votul este lista. Da, lista. Nu. 1, 2, nu, 3, nu, 4... Nu. Listă nominală. Ai la Iași, de exemplu, 13 sunt așa, nu. Ai vot 20, 20 ceva de pus cu rezerve și începe 1, 2, n-ai ce faci cu ei. La urmă, poate mai găsești unul, doi buni. Asta e părerea care mea. Care împing lista, chefurile. Care prind... Nu, nu care prind... Care ar care trebui să fie... Lista. Care împing lista și ar fi trebui să fie primit. Dar nu sunt niciodată. Da. Și atunci n-ar trebui votul unui nominal pe listă de partid? Asta, șase soluții, sigur. Pe da. Care alta? Asta, te pune șeful de partid ultima, tu ai cele mai multe voturi pe lista partidului tău de acord. Și ești primul. Da. Da? Da. Asta ar fi, deci asta ar fi soluția. Și în afară de asta ar trebui reformați o serie de ministere obligatorii. Obligatorii. Domnul... Păi câte domnul, avem acum? 20? Nu, lăsați, nu astea. Putem să avem 70. Nu? Cât secretar de stat? Eu mă opresc cu sutele. Eu mă opresc la cu sutele. Fii primit. Nu, 20. Păi... Eu mă opresc la câteva ministere de esență, la câteva direcții de esență. Gândiți-vă că am avut un guvernator în timpul căruia, guvernatorul băncii, în timpul căruia câteva bănci românești au dat faliment. N-avea ce căuta. Părerea mea personală. Da, te-ai exprimat greșit. Câteva bănci au fost falimentate. Nu au dat faliment. E cu totul altceva. Și. Au fost cu bună știință au fost. Păi cu bună știință. Deci, imaginează-ți de ce majoritatea politicienilor de vârf au luat credite de la niște bănci și după aia au fost... Au dispărut. Da. Și datoria... Gândiți-vă, și tot. Și banca. Avem organisme specializate. Avem. Dar și în același timp... Păi, aici vreau să ajung. Și avem câteva mari firme de asigurări care au dat faliment. Și oamenii... Iar la fel,
Nu te exprim corect. Au fost falimentari. Au fost falimentari. Și oamenii ăia primesc salarii de 30-40 de mii de lei? Pentru ce? Pe de asta primesc salariile astea. Ca să aranjeze aceste falimente. Așa, mai departe. Pe trădătorul, îl plătești bine și după aia l-am puști. Nu așa se procedează. Din pușcate, la filme. Din pușcate îi pleacă peste graniță și bine mersi. Nu-l mai prins, asta e da. Altceva. Am făcut tam-tam și am, mă rog, început în rem să studiem de ce 1 miliard de euro am dat pe vaccinuri. Pe? Pe vaccin, pe COVID. N-am... Numai 1 miliard? Nu, la puterea noastră. Sunt mai multe. Așa. Și atunci ne dăm seama că suntem un stat în disoluție. Și atunci ne trebuie obligator alți conducători. Sau, așa cum spui matale, pe liste să avem pe ce ne alege. Nu ai vrut să pui numai lipitor de afiș? Nu mai votez. Am 2-3. Îți spun și da, pentru altceva, dar nu-i pentru aia. Nu. Gândiți-vă, eu tac din gură, că nu e cazul, dar mă uit așa. În socialism, fiindcă trebuie ne comparăm. Parcurgeai etapă cu etapă. Erai stagiar, erai un inginer principal și așa, primeai funcții și... Deci aveai o pregătire, aveai un traseu ascendent tot timpul. Da, te pregăteai... Este corect, spuneți. Erai, terminai facultatea, te duceai la locul de muncă. Prima dată erai electromecanic, la mine se chema ajutor. Corect. Deci te uitai la un meseriaș de calitate, de marcă, ce face ajutor. După aia devenea electromecanic, adică un fel de muncitor cu un altă calificare. După aia devineai ajutor de șef și după aia aveai o perioadă lungă de 6 luni de șef. Da. Și după aia deveneai inginer principal, șef. Iar eu la metalurgică am fost obligat să parcurg vreo 4 sau 5 servicii câte 3 luni. La desfaceri, la producție, la aprovizionare, la contabilitate. Și cu toate că eram inginer. Vedeam modul în care ele lucrează. Relațiile. Relații. Și atunci, în clipa în care am fost tehnolog... Adică procesul de producție sigur, este un complex. În care obligator, totul trebuie să funcționeze. Angrenat într-un sistem care funcționeze, se învârte și trebuie să funcționeze. Și atunci când am ajuns tehnolog la sculărie și aveam nevoie, păi stai acolo, de la aprovizionare, am nevoie de rul, fie 200, am nevoie... Rul e o calitate. Da, de oțel, da. Și atunci, în promovare, te afirmai și erai promovat. Ori noi avem, am văzut director general, cântăreață de muzică ușoară, niște figuri simpatici, dar pentru altceva, nu ca să producă, că ele nu știau ce să producă, nu? Și atunci înseamnă că noi avem o societate bolnavă și trebuie să o însănătoșim. Și atunci trebuie să dăm dovadă că suntem patrioți, suntem oameni de bună credință și vrem ceva pentru țara asta. Gândiți-vă un lucru. Să arătăm că ținem la neamul nostru. Obligator. Avem memoria străbunilor pentru că acești străbuni și-au vărsat, și-au consumat viața, și-au sacrificat viața, și-au vărsat sângele pe toate meleagurile astea, tocmai pentru a o apăra. La vârsta mea pot să mă laud. Cu chiu cu vai, în 2017, o accepta să comentăm luptele la Mărăși și toți și nu știu ce. Și-a venit din partea Academiei un profesor și-a vorbit foarte frumos. Și-a șeful garnizoanei și ne-a explicat cum erau pe dealuri și pe văi trupele. Și mă ia în râs prefectul. Ei, domnule, ești mulțumit? Nu. Cine era? Nu, nici nu interesează. Era simpatic. Nici nu interesează. 2017. Da. Și spun, cine ar putea să fie? Lăsați, da. Și îi spun, nu. Și atunci el nervos, dacă erai dumneatale, ce făceai?
Mult mai multe. Ce făceai, domnule? Da, mă ridicasem de la masă, făcusem un pas așa ca să ne uităm ochii. Și simplu de tot. În zilele de 20, 24, 26, când au fost bătăliile alea deosebite, la ora 12-5 minute toate clopotele trăgeau în România. Ca și copilul ăsta care nu învață istoria țării să întrebe, băi, de ce? Că poporul nostru s-a bătut pentru țara noastră. Stimați respectatori, așa este. Am avut vremuri de glorie, am avut vremuri de restricții, de sacrificii și așa mai departe. Datoria noastră, sau cel puțin a generației noastre, este să educăm pe cei care vin și să le arătăm adevărata istorie. În orice care ne se prezintă astăzi cu manuale alternative, istoria este unică. Arăți, relatezi faptul și interpretarea aparține fiecăruia. Trebuie cunoscut adevărul, pentru că numai cunoscând adevărul poți să ștergi tot ce nu e adevărat și să o iei de la zero. Mulțumesc, Ludoros Hipcaru, mulțumesc dumneavoastră pentru răbdarea de a ne asculta și, ca de obicei, vă doresc multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Trăiască România!